Dragii mei, continuăm emisiunea noastră aici, la piscină, la domnul Carol, alături de invitata noastră specială, fetița lui Ramona din Clejan și, bineînțeles, Ramona, îți spun bine ai revenit la emisiune. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc din nou pentru invitație și nu am venit singură de această dată, am venit cu prințesa mea, cu Ana Maria. Și a dorit foarte, foarte mult să vă cunoască pe voi toți și mai în special pe tine. Și am vrut să îndeplinesc această dorință pentru că este un copil foarte cu minte, este premiat, a luat premiul întâi și merită să îndeplinesc dorințele, atât cât ține de mine. Vă iubesc foarte mult și ea știe și să mă asculte așa în continuare cum face ea de obicei, să-mi dea putere, să pot să merg mai departe și să lupt. Tu ai făcut o surpriză, de fapt nici nu i-ai spus că vii la emisiunea mea astăzi. Să știi că... Nu i-am spus. I-am spus doar o să am o surpriză pentru tine. Am pregătit-o așa cum am știut eu mai bine. Și când m-a văzut, ce a spus? Nu, de cine? Ia Cornelia. Spune. O cunosc pe Cornelia. Ia spune. Știu că tu mă iubești foarte mult. Să știi că și eu te iubesc pe tine pentru că ai vorbit cu mine la telefon și mi-a plăcut că ești o fetiță foarte inteligentă. Așa este? Da. Da? Da. Și am văzut că îți place foarte mult să dansezi. Ești o dansatoare înrăită. Da. Și că vrei să mergi să dansezi cu mine, nu-i așa? Da. Da, îți dă voie mami? Da. Da? Bineînțeles, păi ea, na, e din ea, trebuie să facă ceva. Ia spune-mi, am văzut că ai sândăluțe cu toc. Da. Poți să dansezi pe tocuri? Da. Bravo. Cine ți le-a cumpărat, mami? Da. Ia spune-mi, ai un mesaj pentru tatăl tău? Da. Ia spune. Tati, să mai îmi trimiți și mie niște bănuți. Dar unde este tatăl tău plecat? În Anglia. În Anglia? Și nu prea îți trimite bănuți? E, mai rar așa. E, când ia și el așa la săptămână? La... Păi să-i spui să-ți trimită mai des, pentru că tu acum trebuie să ești o domnișoară elegantă, văd că porți și tocuri și rochițe elegante, deci trebuie să-ți trimită bănuți că ești cam... Este foarte fudulă, seamănă în partea noastră. Și îi place să gătească, se machiază. Îmi zicea puțin mai devreme, mai aranjează-mă puțin, mai făm ceva să fiu... S-a și rujat, deci e superbă, ce să spun. Ești o fată frumoasă și foarte inteligentă. Și îmi place cum dansezi. O să dansezi cu noi acum? Pe ce cântă mami? Da? Bineînțeles. Ramona, spune-ne tu ce ai mai făcut. Ai mai fost plecată? Știu că tu cânti mai mult în străinătate, mai puțin prin România. Da, dar să știi că... M-am oprit cu străinătatea, da? Din cauza copiilor, să zic, în primul rând, și din cauza meseriei pe care o practic, pentru că am zis să stau mai mult lângă românii noștri, lângă familie, lângă copii și am zis că mai puțin și mai bine acasă. Mulțumesc. Te-ai mutat Dumnezeu. În București? Da, m-am mutat în București pentru că aici trebuie să ai contact, până nu ai contact cu lumea, cu lăutarii, cu oricine de lângă tine ca să poți să mergi mai departe, trebuie să te avansezi. Și nu puteam face acolo, bine, că acolo am crescut la țară, dar a trebuit să fac un pas înainte, bine. Așa ca de obicei, cum am făcut tot timpul și mulțumesc Dumnezeu, sunt bine, atât eu cât și familia mea și cu această ocazie vreau să mulțumesc și eu familiei mele că îmi sprijină copiii, socrilor mei care sunt niște oameni de nota 10, chiar dacă nu mai sunt cu soțul meu, eu țin o legătură foarte strânsă cu ei. Și în primul rând pentru copii. În primul rând pentru copii și mulțumesc bunul Dumnezeu că îmi dă putere, mă ajută, am prieteni noi. Am de muncă și sunt fericită, să spun așa, chiar dacă sunt zile și mai bune și mai rele, dar asta este, trebuie să trecem peste toate. Cred că în București o să-ți fie mai bine, nu? Să știi că sunt de ceva vreme deja... în București și chiar mi este foarte bine. Uite că de cât m-ai sunat și doar m-am pus haine pe mine și am și venit. La fel și lăutarii care sunt prin București, hai încoace, hai încolo, pentru că da, vezi? Plec să ai de unde să vii, că așa Bravo. Trebuie. Ei, și atunci, să știi că mă bucură lucrul ăsta. Da, sunt foarte... Bine, în primul rând, sănătate contează mai mult decât toate. Cel mai important. Și să gândești bine, că dacă trebuie să te mulțumești cu ce ai și să fii așa cum trebuie, să nu ai arfe, chiar dacă așa te iubește lumea cum vrea Dumnezeu, trebuie să fii cum ai fost înainte. Adică dacă am plecat de la țară, asta nu înseamnă că sunt cineva, sunt tot aia de acolo. Și eu am fost plecată în diverse părți și am rămas aceeași. Niciodată nu mă voi schimba, că foarte bine, e foarte bine să rămâi da, la fel. E un lucru cel mai bun și aș dori toată lumea să fie așa. Mi-ar place, da? Lumea e și mai bună și mai rea, știm noi cum este. Așa este, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Da, bineînțeles. Eu sunt, mulțumesc Dumnezeu că sunt iubită de lume și să știi că m-a ajutat foarte mult emisiunea voastră, pentru că aici, nu știu, eu sunt ca în sânul familiei și lumea mă cunoaște, mă iubește, mă cere, am...
cunoștințe noi datorită vouă și n-am cum să nu vin la emisiunea ta de câte ori mă vei invita și voi putea să vin. Ramona, tu ai cântat câteva piese la mine la emisiune foarte frumoase și vreau să spun că telespectatorii le-au cerut din nou și dorința noastră este ca tu să le cânti la această emisiune pentru telespectatori. Bineînțeles, bineînțeles, pentru că am pus suflet în acele melodii și sunt cuvinte reale. Și de asta, publicul trăiește, să știi că cei de acasă se întâmplă de foarte multe ori să trăiască exact ceea ce cântăm noi, sau eu să spun așa. Și atunci am prins și știu că le-a plăcut și am zis să vin să cânt piesele care le-am mai cântat la tine în emisiune. Dar pe lângă faptul că le voi cânta pe cele din anterior, mai lucrez la piese noi, chiar acum o să-mi fac videoclipuri pentru Taraf, să putem să avansăm. Aștept colaborări noi pe pagina mea de Facebook, către lăutari fac apel, toți lăutarii de pretutindeni, Ramona de la Clijani, vă așteaptă să colaborăm, să facem piese noi și să fie totul așa cum trebuie. Eu sunt convinsă că o să-ți meargă și mai bine de acum încolo, pentru că ești o fată parolistă, ai un caracter deosebit. Cum să nu? Asta contează cel mai mult. Cel mai mult contează să ai caracter. Și să știi că în viață, de multe ori viața o ai cum ți-o faci. Adică ce-ți dorești, sigur, trebuie să faci, să nu dai înapoi. Dacă ai și un pic de ambiție, să ai ambiție, puțin talent și, și totul merge, e perfect. N-are cum să nu meargă. Da, eu știu asta, sunt convinsă de asta. Știi câte ori mi-am dorit să fac ceva, am făcut, să știi. Poate nu am făcut atunci, dar, nu știu, mi-am pus în minte și am făcut. Când am putut, asta vine din cauza pentru că am ambiție. Și n-are cum să nu meargă bine. Adică mi-am dorit foarte mult să renunț la străinătate, să plec din satul meu natal pentru a putea face ceva mai mult și am reușit. Uite că acum sunt aici lângă voi, pot să vin oricând la emisiune și la evenimente. Și eu mă bucur că ești aproape de noi. Mă bucur foarte mult și îmi face mare plăcere. Lângă voi, lângă Neacalu și toată trupa de aici de la Chef cu Lăutari, inclusiv restaurantul Carlos. Normal, fără domnul Carol nu se poate nimic. Ramona, țin să-ți mulțumesc din suflet că întotdeauna ai ales emisiunea noastră Chef de Chef cu Lăutari. Vreau să dedic toate melodiile tale pentru toți telespectatorii postului Taraf TV, pentru părinții mei, pentru că ei te apreciază foarte mult. Știu pe tine. Știu și mulțumesc pentru asta. Știi cum sunt părinții. Pentru că eu cânt cântece de familie, de suflet și, ți-am mai spus, n-are cum să nu se regăsească persoane care au trăit acele momente, acele clipe, cuvinte pe care eu le exprim prin cântat. Numai așa îmi exprim focul, de multe ori și în casă. Cânt și chiar dacă sunt vesele și chiar dacă plâng supărat, așa cântând. Numai cântând trec peste orice și atunci îmi doresc din tot sufletul să... Deci de cântat niciodată nu mă voi lăsa, pentru că să trebuie să ducem tradiția din tată în fiu. Așa și trebuie, așa corect. Eu sunt mândră că sunt eu așa cum sunt, mă iubește lumea, sunt respectată, să spun, sunt iubită și niciodată, adică orice s-a întâmplat cu mine o să fiu la fel. Mulțumesc Dumnezeu așa că mă ține sănătoasă și mă ajută. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să poți continua tot ceea ce-ți dorești tu. Să dea Dumnezeu să fii mult succes și haideți să o ascultăm pe Ramona din Clejani. Vă pup și vă iubesc.